Motiv de sărbătoare pentru copii, dar și părinții de la grădinița Lăcrămioara din satul Vărvăreu, Caraionul Florești. Două din încăperile grădiniții au fost renovate și dotate cu mobilă nouă. Toate au fost posibile grație suportului Fundației Regina Pacis și Consiliului Raional Florești. Dragi copii din Vărvăreu, vă dăruim această grădiniță frumoasă. O dăruim vouă pentru ca să găsiți în acest locul renoit o educație corespunsătoare. Vărvăreuca este în inima Fundației Regina Pacis. Corect. Am realizat o centru social. Voluntarii italieni au mereu un loc în această țară. Sono stato veramente felice di condividere con voi la gioia di quest'oggi, perché ho capito quanto lavoro c'è stato per arrivare a quest'oggi e vorrei complimentarmi con tutti quelli che hanno contribuito a realizzare quest'oggi. Copilul trebuie să aibă toate condițiile. Trebuie să aibă condiții de a se juca, condiții de a mânca, condiții de a avea un viceu și nu numai decât să odihnească și să doarmă bine. Și să primească acea îngrijire, dacă, să zicem, acasă o are grijire părintească, aici, în acest locaș, o are o îngrijire de la educatori. După reparație capitală, grădinița poate adăposti toți preșcolarii din localitate. Drept mulțumire, micuții împreună cu personalul grădiniței le-au mulțumit oaspeților pentru un scurt concert. Mai avem încă 32 de copii care trebuie să fie cuprinși cu pregătirea către școală. Iată, astăzi o să deschidem aceste două săli de grupă care sunt bine pregătite, bine amenajate cu mobilier și tot necesarul pentru a crea niște condiții favorabile, prielnice pentru dezvoltarea și creșterea copiilor. Noi toți vărvăreni vom fi foarte recunoscători că în tata noastră lansăm câte un proiect ăsta, cât de mic timp, cât de mic, ca să-l avem, să avem copii mulți, donatori mulți, amenajare bine a grădiniței. Pentru renovarea și dotarea încăperilor au fost alocate 425.000 de lei de la Fundația Regina Pacis, 230.000 de lei de la Consiliul Raional Florești, 80.000 de lei de la Procooperare Regională Bălți și Consiliul Local Vărvăreu, care a alocat 70.000 de lei.